Și o să înțelegeți de ce se numește cel întâi chemat, pentru faptul că în tinerețile sale a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezător. Alături de Ioan Evanghelistul, care era și el un copil minor, sub 18 ani, ei urmează marelui proroc Botezător Ioan și învață din sfințenia lui. În momentul când îl vor însoți pe Ioan la Vita Vara, pentru a-l boteza pe Iisus Hristos, atunci ei rămân mirați de noua arătare, de nou personaj despre care Ioan Botezătorul spune: iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. De aceea vom și întâlni această întrebare pusă: dar de ce tu nu mai botezi și el botează? Iar Ioan Botezătorul se justifică și arată: eu trebuie să mă micșorez, că el trebuie să crească. Eu i-am pregătit doar calea. El este cel ce va să vină. El este cel ce botează cu Duh Sfânt și cu foc. În capitolul de la Ioan avem exact dialogul întâlnirii între Sfântul Apostol Andrei, Natanael și Filip. Și vedem că întâlnirea cu Ioan Botezătorul este una benefică din două puncte de vedere. Și cu Ioan Botezătorul și cu Mântuitorul. În timp ce Ioan Botezătorul este în temnița Sevastiei, la palatul lui Irod, este prins și pus în temniță din porunca celor două femei, Irodiada și Salomeia, care nu-l suportau că le mustra, pentru că soția lui Filip era desfrânată și stătea cu cumnată cu Irod. Și Ioan Botezătorul mereu când o vedea îi spunea: nu se cade să iei pe femeia fratelui tău Filip. Și atunci, fiind băgat în temniță, urmează să fie decapitat. Noi sărbătorim acest eveniment sumbru al bisericii la 29 august, tăierea capului prorocului înainte mergătorului și botezătorului Ioan. Dar în timp ce era la temniță, Ioan Botezătorul, pentru a nu-i lăsa pe ucenici la nimereală, adică fără un învățător, le spune așa: mergeți la Hristos și întrebați-L. Tu ești sau pe altul să așteptăm? Și în momentul când Ioan și Andrei ajung la Mântuitorul și întreabă acest lucru, dar de fapt îi trimisese, pentru că el în timp avea să moară și ei să rămână sub un învățător, Hristos le spune: mergeți și spuneți lui Ioan, dar nu mai avea cui spune, că Ioan deja era decapitat, că orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, muții vorbesc. Și când s-au întors, l-au găsit pe Ioan Botezătorul tăiat, decapitat. Și acum intrăm în dialogul pe care îl prezintă Noul Testament și zice așa: a doua zi, după ce stătea Ioan cu doi din ucenicii lui, ai Mântuitorului, și privind pe Iisus care trecea, a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Vedeți ce interesant? Iar cei doi ucenici, când au auzit, au mers după Iisus. Deci, de aici deducem două lucruri. Învățătura de credință vine prin auz, prin învățătură, prin descoperire și prin cunoaștere. L-au văzut pe Iisus, l-au privit pe Iisus, s-au uitat la El ca persoană
și apoi au mers după dânsul. Pentru că l-a auzit pe Ioan zicând acest lucru. Iată mielul lui Dumnezeu. De unde această titulatură de miel al lui Dumnezeu? Tot în Evanghelia de la Luca găsim că cel care m-a trimis, acela mi-a spus mie că acela este peste care voi vedea, pogorându-se Duhul Sfânt în chip ca de porumbel. Deci Duhul Sfânt în chip ca de porumbel n-a fost văzut de oricine și de toți, ci numai celui cu ochii minții deschiși, Ioan Botezătorul, care avea trăirea mistică și, așa cum spune în Cartea Scripturii, de ajuns îți este ție mărturia Domnului înainte, mergătorule, prin faptul că el era cel ce pregătea această cale înaltă, dar o pregătea pe principiul descoperirilor și revelațiilor dumnezești. Nu i-a venit lui să meargă la întâmplare și să-l prezinte pe Iisus cu vestire din cer, de la înger sau poate chiar de la Dumnezeu. De aceea găsim acest cuvânt întreit spus. Acela care m-a trimis, deci este un glas de sus, acela mi-a zis, deci și vorbește, și îi dă și reperul peste care vei vedea Duhul Sfânt în chip ca de porumbel. Cei doi ucenici, când au auzit, au mers după Iisus, iar Iisus, întorcându-se și văzându-i că merg după el, le-a zis, voi ce căutați? Aceasta este o întrebare pentru toate timpurile și toate veacurile. Pe oricine dintre noi, Dumnezeu ne poate întreba, tu ce vrei sau ce cauți? Și ne ducem în Pateric și găsim scris. Pe unii îi aduce la Dumnezeu Duhul Sfânt, pe unii îi aduce în biserică darul lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt și spune că pe unii îi aduce chiar diavolul. Îi aduce diavolul să ispitească pe ceilalți prin nelucrarea sau prin netrăirea. Pentru că o să întrebați, păi și cum diavolul aduce? Păi aduce. Iată cum aduce. La început îl cauți pe Dumnezeu și cercetezi Sfânta Scriptură, iar pe parcurs ce ți se pare ție că ai dobândit învățătura și devii superior, poți aluneca de la învățătura de dreaptă credință spre rătăcirea de la învățătura de dreaptă credință. Și atunci, automat, aceea este lucrarea demonului. Cercetați duhurile să vedeți dacă sunt de la Dumnezeu. Mulți se luptă cu noi de la înălțime, spune psalmistul David. Iarăși spune mai departe în Scriptură, lupta voastră nu este împotriva cărnii și a sângelui, adică a trupului acesta care se vede, ci împotriva domniilor și stăpânitoriilor acestui veac. Și v-am repetat odată de demult, Sfântul Antonie, dorind să vadă cât de multe ispite fac dracii pe pământ, Dumnezeu i-a spus, Antonie, închide ochii, roagă-te. Și i-a spus, acum poți să-i deschizi. Și când i-a deschis, a văzut o ceață deasă ca o sită, cum ar fi roiuri întregi de muște care se interpătrundeau. Și a zis, Doamne, dar mulți, cine scapă de ăștia? Și știți ce îi spune Dumnezeu? Smerenia. Deci în momentul în care ești autentic în credință, știi ce cauți la Dumnezeu. De aia Iisus Hristos își întreabă pe cei doi ucenici, voi ce căutați? Unii oameni caută mântuirea în biserică, unii oameni pot să-și găsească pierzarea în biserică și o să mă întrebați de ce spun lucrul acesta. Câți oameni de la biserică nu s-au rătăcit de la dreapta credință? Și care sunt, scuzele sau care sunt motivele pentru care omul se departe de biserică? Că i s-a părut lui că a făcut preotul nu știu ce și o fi făcut. Evident, nimeni nu contestă.
că creștinii cu tare n-au dragoste, că creștinii cu tare clevetesc, că creștinii cu tare sunt bețivi. Dacă te duci la oricare dintre secte, nepomenind de ele ca să-i acuzăm, ci ca să afirmăm un lucru, ei spun așa, dar ce caut la voi la ortodox? Și acolo unii toți sunt bețivi și fumători și curvesc și fac cu tare sau cu tare. Asta este justificarea minții lor și motivația pentru care ei au plecat de la Hristos spre altă învățătură. Dar întrebarea mea este următoarea. Ai terminat de făcut toată nevoința creștină după carte să ajungi la desăvârșire, să-ți descopere Dumnezeu cum chinuie dracul pe om, ca tu să știi că ceea ce li se întâmplă la majoritatea creștinilor este lupta diavolului și a duhurilor necurate. Că ăla care îi ticălos, îi ticălos că este și ispitit de diavol și că este și necredincios sau este puțin credincios, și avem această afirmare în Sfânta Scriptură pe care o face chiar Mântuitorul Iisus Hristos. Petru se credea apostol de săvârșit, fratele lui Andrei, apostolului de astăzi. Și când l-a văzut pe Hristos că merge pe mare, a fost fascinat. A zis, Doamne, ce învățător puternic, ce lucrare, câtă putere, auzi, să te asculte marea și să te țină pe pelicula apei. Cheamă-mă la tine, Doamne! Ce a spus Dumnezeu? Ai vino. Adică i-a îndeplinit dorința. A făcut câțiva pași pe apă, dar la un moment dat l-au impresionat valurile, l-au impresionat mișcarea apei, bănuiesc că te simți pe apă ca pe o parapantă de asta, sau cu placa, cu snowboard-ul, sau cum să zic eu așa. Și probabil clătinându-se ușor tălpile sub finețea apei, sub mișcarea ușoară a valurilor, l-a luat frica. În momentul când l-a luat frica, Petru a început să se scufunde. Și ce a zis? Doamne, scapă-mă! Doamne, ajută-mă! Bineînțeles că Dumnezeu i-a întins mâna. Dar ce i-a spus? Puțin credinciosule. Deci, ăsta este motivul pentru care noi nu ne găsim rostul în biserică, dar îl ancorăm foarte bine în neputințele celorlalți. Și corect în ortodoxie așa ar fi. Când le-i vedea pe Dumnezeu bat, să părăsești biserica. Când le-i vedea pe Dumnezeu curvind, să părăsești biserica. Când le-i vedea pe Dumnezeu fumând, să părăsești biserica. Când le-i vedea pe Dumnezeu lacom sau zgârcit, să părăsești biserica. În momentul când vezi că un om este slab, nu-i motiv de părăsit biserica. Un mare, cred că a mai fost spusă vreodată, dar se leagă foarte bine contextul, să vă fac să înțelegeți. Un mare mitropolit, fost ierarh aici în scaunul Moldovei, Iustin Moisescu, un gospodar desăvârșit și un om de o autentică teologie, plimbându-se odată prin ograda mitropoliei, a văzut o ceată de creștini cu o hârtiuță în mână, cu un zapisc și a întrebat, da, ce vreți, ce doriți? Ei, am vrea să discutăm cu mitropolitul nostru. Nu știa că el este mitropolitul. Că noi suntem un sat fără biserică și de mulți ani de zile ne rugăm aici la mitropolie să ne dea un preot și noi facem hârtiile, dar nimeni nu ne ascultă, nu ne-a mai trimis pe nimeni. Da, 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 da. Lasă că vă duc eu la mitropolit. Să veniți marți dimineață, că el o să vă aștepte. Și nu mare le-a fost mirarea când marți dimineață cei care veniseră cu hârtia frumos scrisă, când au intrat la mitropolit, l-au recunoscut pe cel cu care vorbise în ogradă și atunci și-au dat seama că au trecut de nomenclatura birocratică și au ajuns direct la stăpân.
Și a zis așa, uite cu ce vă pot eu ajuta, vreau să fiu pe placul vostru. Aveți un băiat bun, credincios, evlavios, din oameni gospodari, cu învățătură de carte, cu bună cuvință, cu evlavie, avem. Să veniți cu el la mine, să vi-l bag la seminar și să mă fac preot. Și după ce și-a terminat câteva studii de seminar, un an, doi, trei, și-a văzut că are inclinația și e bun, la vremea respectivă puteai fi preot și cu seminarul. Acum mai nou, doar cu Institutul Teologic. L-au hirotonit preot și l-au pus în satul respectiv. Și